dobrodošli u galeriju izdavačke kuće Prometej. Najpre želim da se zahvalim svima koji su došli i odvojili vreme da budu večera sa nama, a za to su svakako zaslužni naši gosti i pre svega želim da se zahvalim našem autoru Cosmin Uperci koji je doputovao iz Rumunije. Zahvaljujem naravno i prevodiocu Đuri Miočinoviću koji nam je doputovao iz Beograda. Kao što znate, večerašnji program je u povodom obeležavanja Svetskog dana poezije koji je UNESCO ustanovio 1999. godine i svrha ovog dana je da promoviše čitanje, pisanje i objavljivanje poezije širom sveta, ali i davanje novih podsticaja i priznanja nacionalnim, regionalnim i međunarodnim poetskim pokretima. Mi danas imamo ovu lepu priliku da ovaj dan proslavimo razgovorom o knjizi Cosmina Perca Uspavanka za moju generaciju. O samoj knjizi i izazovima njenog prevođenja čućete nešto kasnije od naših gostiju, a ja bih želela da kažem još par rečenica o edici u kojoj je knjiga objavljena. Naime, biblioteka književnika Rusel, Vožnja kroz žanrove, zamišljena je kao mala edicija u kojoj će biti objavljeno po jedno delo iz svakog književnog žanra. Pa tako u njoj već imamo objavljenu dramu, knjigu za decu, roman, zbirku kratkih priča, zbirku poezije o kojoj večeras govorimo i trodelnu grafičku novelu, odnosno strip koji je upravo u štampi. Namera nam je bila da pokažemo da knjige zaista jesu za svakoga i da svako može da pronađe za sebe delo u kojem može uživati. Vrednost projekta književni karusel prepoznala je i Komisija Fondacije Kreativna Evropa i podržala njegovu realizaciju. Iako smo planirane promotivne aktivnosti vezane za ovu ediciju i za ovu konkretnu zbirku morali da odložimo godinu dana zbog pandemije, drago nam je što se nekako poklopilo da predstavljanje ove knjige se događa u godini kada je Novi Sad evropska prestanica kulture i što na ovaj način možemo da doprinesemo raznovrsnosti kulturnog života našeg grada. I za kraj bih još rekla nekoliko reči o našim gostima za one koji se nisu upoznali sa njihovim biografijama. Cosmin Perca, rođen je 1982. godine u Maramurešu. Đura će me ispraviti ako sam pogrešno to izgovorila. Diplomirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta Babeš Boljaj u Klužu. Tako je. Nastavio je studije književnosti na Univerzitetu u Bukureštu s masterom iz savremene književnosti i dobio titulu doktora s radom na temu evropske fantastične književnosti. Objavljao je, osim poezije, eseje, romane i pripovetke. 2012. godine pripala mu je nagrada Mladi prozaista godine. Delovi njegovog pesničkog opusa prevedeni su na 16 jezika, a zbirka koju večeras predstavljamo je prvi prevod nekog njegovog dela celokupnog na srpski jezik, a danas smo čuli da je u pripremi i da uskoro u izdanju Partizanske knjige izlazi i njegov roman, prvi preveden na srpski. O ovoj zbirci će nam takođe nešto reći i prevodilac Đura Miočinović. On je diplomirao rumunski jezik i književnost na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i završio master studije iz oblasti rumunskog jezika i prevodilaštva na Filološkom fakultetu Zapadnog univerziteta u Temišvaru. Književnim prevođenjem bavi se od ranih studentskih dana i sa rumunskog na srpski preveo je više značajnih dela klasične i savremene rumunske proze, eseje, kratke priče i izbore iz poezije i proze. Večerašnji razgovor moderira moj saradnik, urednik i književnik Aleksandar Tanurđić i ja mu sada prepuštam reč, a vama želim da uživate u programu. Hvala ti, Korana. Dobro večer i od mene. Ja ne bih mnogo dužio, pa bih krenuo odmah sa programom, zbog toga smo se i okupili. I prvo pitanje se neko koji samo nameće. Nama ste trenutno poznati kao pesnik, ali sad znamo i da pišete prozu. Skutka poet, darakum am flatišika skrijec proza. Budući da su ovo dva različita književna roda, Sunt genuri diferite literare. Koji je pristup koji zauzimate prilikom pisanja jednog roda, koji drugog i gde se prijatnije osjećate? Kada jeste abordarea kad skrijec prozaš i kad skrijec kada jeste abordarea kad skrijec poezije i kada jeste vă simțiți mai
Mai bine. Bună seara. Bună vecea. Mulțumesc frumos pentru invitație. Hvala na pozivu. Și mă bucur să vă văd. Radujem se vas vidim. Da, sunt două lucruri foarte diferite. To su dve veoma različite stvari. Și nu atât de diferite. I ne toliko različite. Sunt diferite pentru că necesită un stil de abordare tehnică diferită. Različite su jer traže dve različite vrste pristupa, dve tehnike različite. Poezije nu pot să scriu oricând. Poeziju ne mogu da pišem bilo kada. Pentru mine poezia are nevoie de un timp de acumulare foarte precis. Za mene poezija traži jedno vreme za akumulaciju, vrlo precizno jedno vreme za akumulaciju. Pot să scriu două poeme într-un an sau pot să scriu 50 de poeme într-un an? Mogu da napišem dve pesme za godinu dana ili da napišem 50 pesama za godinu dana. Și mereu trebuie să am răbdare cu poezia. Trebuie să o las să se construiască. I uvek moram imati strpljenja za poeziju, moram da je pustim da se iskonstruiše. Pentru mine poezia este strict legată de experiență. Za mene je poezija strogo vezana za iskustvo. Filtrată subiectiv. Filtrirano na subiectivan način. Care cumva se depozitează. Care se nekako deponuje. Și pe care o înțeleg pe măsură ce se acumulează și îi dau sens. I koje razumem u toj meri u kojoj se akumulira i dajem ju smisao. De asta multă vreme îmi scriu poemele în cap înainte să le scriu pe foaie. Am texte pe care le repet în minte săptămâni în șir. Zato kada pišem poeziju, ja je najpre pišem u glavi. Ponekad čitam im nedeljama, ponavljam neke pesme u glavi pre nego što ih zapišem. Pentru că dincolo de o idee și de o imagine, poezia trebuie să aibă și un ritm. Jer iza same neke ideje i poezia mora da ima i svoj ritm. Și atunci trebuie să-i construiesc ritmul respectiv. I zato moram da construișim taj ritm. Prin urmare, poezia este un tip de literatură pe care nu îl pot forța. Poezia e tip književnosti koju ne mogu da forsiram. Lucru care nu se întâmplă cu proza. A stvari su drugačije sa proza. Pentru proză am nevoie de un timp de lucru constant. Za prozu mi je potrebno vreme constantno koje mogu da radno vreme. Lucrurile nu mai sunt atât de personale, nu mă bazez doar pe experiența subiectivă. Stvari više nisu toliko lične i ne ostanem se na subjektivno iskustvo. Și cumva trebuie să lucrez într-un flux destul de constant. De asta, în momentul în care încep să scriu un roman, trebuie să scriu zilnic până îl termin. I zato moram da imam taj neki ritam, jer kad pišem roman, onda moram svakodnevno da radim na njemu. Apoi, sunt diferite pentru că folosesc retorici diferite. Zatim različite su jer koristim različite retoriku, odnosno koriste. Însă, peste toate, sunt partea aceluiași discurs. Ali sve su deo jednog istog diskursa. Pornesc toate dintr-o identitate care mi aparține, dintr-un fel de a gândi. Sve potiču iz nekog identiteta koji imamo. Dintr-un fel de a mă raporta la lume, a înțelege lucrurile. Za jedan način na koji se odnosim prema stvarima, na koji ih razumem. Și care, într-un final, indiferent dacă este poezie sau proză, spune ceva despre autor, adică despre mine. I koje, na kraju, bez obzira da li je reč o prozi ili poeziji, govore nešto o autoru, odnosno o meni. Asta este ceea ce le unește. To je ono što ih ujedinjuje. Hvala. Da se sad vratimo na konkretnu zbirku Spavanka za moju generaciju. Da nam tarčem na konkret Cântec de la Agam pentru generația mea.
Ono što se odmah vidi jeste da je podeljena u dve zasebne celine, recimo. Čeće se vede din prima vedere jeste kasovijen parcitan do andopas. A imamo ratne pesme i ljubavne. Ratne su veoma narativne, ekspresivne, imaju drastičnije, dramatičnije slike. Kante će da razbojicu maj ekspresive narative, maj... A u drugom delu se to, tako reći, smiruje, one su intimnije. Na do parte su maj intime, maj ništite. A gotove ispovedne. A prope... A, marturi se. Ono što mene interesuje... Marturi sire. Džuru. Ono što mene interesuje jeste koliko je bilo zapravo teško promeniti taj štimung pesnički. Čeće me treseze, kde greo fost sa skim bi štimung osta, da će... A, i šta bi bilo to što spaja ili razdvaja ljubav i rat? Da. Și ce-ar fi lucrul care împreunește sau desparte iubirea și războiul? Da. Cartea asta, am mai spus în mai multe rânduri, a fost scrisă în decursul mai multor ani. Ova knjiga, to sam već više navrata pomenuo, napisana je tokom više godina. Împărțirea asta în care ea apare de la final este una artificială, nu organică. Ta podela koja je u finalnom proizvodu došla je nešto artificijalno, nešto veštački, nije prirodno. Textele au fost scrise în decursul a 7, 9, 10 ani, nici eu nu mai știu exact. Tekstovi su napisani za sedam, tokom sedam, osam, devet godina, ni više, ni sam, ne znam. În care nu a trebuit să fac o trecere bruscă de la un registru la altul. Ei, tokom tih godina nisam morao da prelazim naglo sa jednog na drugi registar. Ele erau pur și simplu expresia lucrurilor pe care le simțeam în anumite momente. One su prosto bile izraz nekih stvari koje sam osjećao u određenim trenucima. Și care pe urmă au fost grupate în modul acesta pentru a arăta de fapt o trecere. I koje su grupisane kasnije na taj način da bi pokazale prelazak. Și un soi de crescendo. Și aici mă refer în primul și în primul rând la modul în care ființa umană se raportează la realitatea înconjurătoare. I predstavljaju neku vrstu crescendo, odnosno način na koji se... Modul în care ne raportăm la realitatea înconjurătoare. Da, način na koji se odnosimo prema stvarnosti oko nas. Acumulând furie, tensiune. Acumuliramo bes, tenziju. Răutate uneori. Zlobu ponekad. Violență. Nasilje. Și toate lucrurile acestea sunt grupate în zona de război. I sve te stvari su grupisane u oblasti rata. Este un război al percepției. To je rat percepție. Al felului în care înțelegem lumea și a felului în care încercăm să trecem prin ea. Načina na koji razumemo svet i načina na koji pokušamo da prođemo kroz njega. Încercăm să impunem, să cucerim, să supunem. Pokušamo da nametnemo, da se počinimo, da počinimo, da... Tot procesul acesta de război este unul foarte destructiv. Ceea ce proces rata e vrlo destructivă. Este destructiv pentru cei din jur, dar este destructiv și pentru sine, e autodestructiv. Destructivă ni za one oko nas, a i za same sebe. Pentru că până la urmă, urmarea firească a acestui tip de război al minții, să-i spunem așa, prirodna posledica te vrste rata sa umom, este explozia sau implozia. Ili explozia, ili implozia. Și atunci lucrurile cumva, pentru că nici unii dintre noi nu explodăm și nu implodăm, sau unii o fac, dar nu cei mai mulți, cumva lucrurile se relaxează, se așează tocmai prin dragoste.
A, pošto ne eksplodiramo, ne implodiramo svi uvek, stvari se slegnu uz pomoć ljubavi. Și nu este vorba doar de dragoste într-un bărbat și o femeie sau între două persoane dintr-un cuplu. I nije uvek reč o ljubavi između muškarca i žene ili dvoje ljudi, para. Este vorba despre dragoste pentru celălalt. To je priča o ljubavi prema drugome. De deschidere pentru alteritate, pentru cei din jur. Otvaranje prema drugosti, prema onima oko nas. De încercarea de a înțelege. Pokušaju razumevanja, da. Trecând peste egoism și cumva făcându-te vulnerabil în fața lor. Prelaženje preko egoizma i toga da budeš ranjiv, da se otvoriš. Și asta, de fapt, cred că este o superputere a oamenilor. Capacitatea de a se arăta vulnerabili. Smatram da je to super moć kod ljudi da se pokažu ranjivima. Pentru că fără a ajunge în punctul acesta în care te arăți vulnerabil și ești vulnerabil pentru a face bine celuilalt. I bez toga, jer bez toga da se pokažeš ranjivim i da činiš dobro drugome. Nu poate exista nici dragoste adevărată și nici generozitate. Ne može postojati ni prava ljubav, a ni darežljivost. Odmah tu na početku vidimo da se jedna velika poema deli unutar sebe na pet uspavanki. Što nas vraća zapravo na sam naslov. Kako da ga razumemo i koja je to generacija koja se obraća? Pretpostavljam da nije samo vaša konkretno, već koja? Ko bi bili ti ljudi? Cum să înțelegem titlul acesta și la ce generație se referă? Nu numai la generația noastră sau și la alte generații? Primul poem este un poem social. Prva pesmă e una socială pesmă, društvena pesmă. Un poem care vorbește mai mult despre societatea din jur, despre și felul în care ne raportăm la ea. Pesma care se odnosi na društvo oko nas i na način na koji se odnosimo prema tom društvu. E un poem despre neputință, dacă vreți, sau despre inadaptare. Ako hoćete, možemo reći da je to pesma o nemoći, odnosno neprilagođenosti. Și generația la care mă refer este generația mea, a noastră. Generacija na koju ja mislim ovde je moja generacija, naša generacija. O generacija care practic a prins două lumi, a prins lumea veche. Generacija koja je zahvatila dva sveta, stari svet i... Adică lumea de dinainte de 89 la noi. Kod nas u Rumuniji svet od pre 1989. Înainte de apariția internetului. Pre pojave interneta. Și lumea nouă. I novi svet. Și totodată, chiar dacă a prins aceste două lumi, este o generație inadaptată. Ba, čak iako je zahvatila oba ta sveta, naša generacija je neprilagođena. Una care nu-și găsește locul în niciuna dintre cele două lumi. To je generacija koja ne nalazi svoje mesto ni u jednom od ta dva sveta. Care stă mereu la graniță și pendulează. Koja stalno stoji na granici i klati se. Ceea ce duce la indecizie. To dovodi do neodlučnosti. Și la foarte multă furie acumulată. Pentru că nu-și găsește locul. I dovodi do mnogo acumuliranog besa, jer ne može naći svoje mesto. Prin urmare, generația la care mă refer este o generație biologică. Samim tim, generația na koju ja me ovde mislim jeste jedna biološka generacija. Dar este și, știu eu, multitudinea formelor de indivizi neadaptați. Ali jeste jedno mnoštvo neprilagođenih individua. Nedreptățiți, discriminați.
koji trpe nepravdu, koji su diskriminisani. A tuturor celor care într-un fel sau altul au dificultăți în a-și găsi echilibru în lume. Oni koji na ovaj ili onaj način teško pronalaze ravnotežu u ovom svetu. Da. Zbog sledećeg pitanja možda bi bilo dobro da čujemo kako pesme zvuče u originalnoj zbirci. Pentru următoarea întrebare ar fi poate bine să auzim cum sună poemele în limba de origine. Amândouă? Obe. Da. Cea mai adâncă tenebra ta, cea mai mare spaimă e aici, nu te lăsa. Cea mai adâncă tenebra ta, cea mai mare spaimă, copilul tău o va purta. Încearcă să nu te lași dus de val, în cea mai adâncă tenebra ta, în cea mai mare spaimă, luptă cumva. Cea mai adâncă tenebra ta, cea mai mare spaimă, oricum te va schimba. Încearcă să nu nebunești înaintea copilului tău, încearcă să păstrezi totul bine, încearcă să mai păstrezi puțin din sufletul ce ți-a mai rămas, încearcă nu să repari, ci să construiești, încearcă să fii ok, încearcă să te liniștești, încearcă nu să trăiești, să te prefaci că trăiești, dar fără să mai rănești, încearcă să nu mai lovești, încearcă să te prefaci că poți să trăiești fără să mai lovești, încearcă să te refaci cumva, încearcă să-ți vezi de viața ta, încearcă să-ți faci o viață, poate iese la suprafață, nu mai răni, nu mai face copii, încearcă să pătrunzi adânc în interior, undeva e o greșeală pe care nu o mai poți extirpa, dar poți înțelege ceva, poate poți prevedea, poate nu pe tine, dar de ei pe tine îi mai poți salva, încearcă să înțelegi că deja trebuie găsită o soluție cumva. Încearcă să nu mai crezi ca până acum că viața e scrum și tot ce aveai de pierdut s-a pierdut. Încearcă să vezi și să înțelegi că ai mult de pierdut în continuare, comun, dar viața e o vâltoare, nu mai e vorba doar despre tine, viața vine și după ce rămâne din tine. Încearcă să te redresezi, încearcă să te calmezi, încearcă să vezi din nou ce e bun, doar asta poate calma un nebun. Încearcă să te poți ierta. Cea mai facilă rimă e rima în A. Încearcă tu, viața mea. Cea mai adâncă tenebra ta, cea mai mare spaimă, copilul tău o va purta. Încearcă să găsești liniștea, ca să o poți da, ca să o poți da. Și poemul ăsta se numește Manea. O piesă se zove Manea. Nu știu dacă știți ce sunt manelele, sunt un gen muzical, un fel de turbo folk oriental. Da, ne znam da li znate koji je to žanr, ali mi ga zovem nekom vrstom turbo folka. Care discută doar despre bani, dușmani și lucruri de felul ăsta. O koji se govori samo o parama, o neprijateljima i takvim stvarima. Și am scris și eu un fel de manea. Ja sam napisao jednu vrstu manele. Aș vrea să scriu o manea, să scriu despre ură și despre ce iese din ea, despre fetița care nu vrea să doarmă cu tatăl ei pe canapea, despre lipsa de bani de chirie, mâncare și de cafea, despre fric și ploaie și nea, despre răutatea din inima ta, da, aș vrea să scriu o manea. Despre copii și neputința de a-i vedea, despre muncă și inutilitatea sa într-o lume care vrea numai a controla, despre indiferența ta. Și uite că scriu o manea, despre copiii care cerșesc bani de o acadea, despre părinții care îi bat cu o curea, despre cei care nu se pot sătura, despre tine, da. Poate nu e chiar o manea, dar sigur este despre ceva pe care numai ura ta o poate alimenta.
trecător impasibil, fiu de cățea, uită-te puțin la lumea ta înainte de a judeca, înainte de a arunca piatra. Da, nu e chiar o manea, dar e despre ură și despre ce iese din ea, e despre mulțumirea ta, despre autosuficiența ta, despre scârba ta, despre tot ce ai aruncat, ce ai aruncat de-ai putea. E pentru a-ți aminti că poate ai și tu copii și ei vor trăi în mijlocul acestei mizerii. Deci da, e clar o manea și dușmanii tăi sunt toți cei ce sunt altceva, altcumva, toți cei care pot amenința prejudecata. Nu o să plângi la maneaua mea, nu o să recite nimeni între blocuri noaptea din ea, dar amintește-ți că vrea doar să-ți trezească un pic conștiința. Și ziceam de fetița care nu vrea să doarmă cu tatăl ei pe canapea, asta pentru că el în timp ce ea dormea o pipăia. Ce crezi că s-a întâmplat cu ea? Unde e ea? Stă într-un colț de stradă, pe strada ta și cerșește ceva și tu îi spui, vezi-ți de treaba ta. Amintește-ți de asta, amintește-ți de ea. Ok, this was amazing. Ovo bi bio razlog zašto sam upravo tražio. I knew how it's going to be. dovodi nas do jedne veoma važne stvari kada je poezija u pitanju, to je jezik. Kad je borba da poezije, čemu je tako ukruje lima, limbažna? Ono što se vidi u vašoj poeziji jeste ta osvešćenost da će uskoro biti potreban jedan novi jezik. Če će se vede na poeziji jednog astra jeste ka se vede necesitatea, kako se rekli, novi jezik. A da, treba kreata novo limba, limba novo. Praktično novi rečnik će biti potreban zbog svih promjena koje se dešavaju. To te alterile, to te skimberle koje se dobro. Po vašem mišljenju, kakva će biti budućnost poezije? Kakav će biti to jezik i da li će se moći govoriti ovako ekspresivno? Mislim da je vaše čitanje dotaklo zapravo ljude koji ne razumeju šta ste pročitali. Da li će to i u budućnosti biti moguće? Cum ar fi viitorul poeziei și având în vedere cum ați citit, ați trezit interesul și ați ajuns până la oameni și care nici nu înțeleg limba română. Deci i-ați atins, dar cum vedeți viitorul poeziei și dacă totul acesta va fi posibil. Nu știu cum va fi viitorul poeziei, știu cum este prezentul poeziei. Ne znam kakva će biti budućnost poezije, znam kakva je sadašnjost njena. Cum va fi viitorul poeziei, trebuie întrebați cei care vin după noi. Ono, kakva će biti poezija, treba pitati one posle nas. Pentru că, așa cum bine ați observat, poezia își schimbă limbajul de la o generație la alta. Da, jer kao što ste dobro primetili, poezija menja svoj jezik od jedne do druge generacije. Și doar cei din interiorul limbajului respectiv îl pot defini cu adevărat? I samo oni iz unutrašnjosti tog jezika ga mogu zaista definisati. Dar își mai schimbă ceva dincolo de limbaj, își schimbă sensibilitatea. Ali menjaju i nešto više od samog jezika, oni menjaju svoj senzibilitet. Adică sunt texte care pot să nu mai însemne mare lucru pentru o altă generație. Ima textova koji ne mora da znače mnogo za neku drugu generaciju. Vorbesc de texte pe care într-un anumit moment istoric o anumită generație le-a considerat poezii foarte bune. Ima textova koje određena generacija u određenom istorijskom trenutku smatrala vrlo dobrim. Pot să nu mai spună nimic peste 20 sau 200 de ani. Te pesme mogu da ništa ne govore posle 20 ili 200 godina. Lucrul acesta se întâmplă pentru că se schimbă sensibilitatea și experiența generației care le percepe. To se događa zato što se menja jezik i zašto se menjaju jezik i senzibilitet generacije koje dolazi. Sau se poate întâmpla și invers, ca o nouă generație cu o nouă sensibilitate. Da, ali može se dogoditi i obrnuto, da jedna nova generacija sa novim senzibilitetom. Să descopere în trecut niște texte care îi transmit ceva. Da otkrije u prošlosti neke tekstove koje nešto prenose. Să revalorizeze în felul acesta niște autori care în timpul vieții lor nu au fost înțeleși. Da na neki način revalorizuje autore koji u svoje vreme nisu bili shvaćeni. Prin urmare, înainte de limbaj, mi-aș pune problema sensibilității. Samitim, prebih ispred jezika stavio problem sensibilitetea.
Iar sensibilitatea este ceva direct influențat de mediu. A sensibilitatea e nešto što je pod direktnim uticajem sredine. De toate felurile, modurile, realitățile în care trăim și ne exprimăm. Za svih načina i svih realnosti u kojima živimo i kojima se izražavamo. Așa că ar fi ușor pentru mine, uitându-ne la evoluția tehnicii, să spun, da, domnule, poezia viitorului va fi poezia cibernetică. Da, gledajući istoriju tehnike, mogu bi da kažem da će budućnost poezije biti neka kibernetska poezija. Sau poezia internetului. Ili poezija interneta. Dar cum va fi aceasta, nu vor ști decât cei care o vor face. Ali kakva će ona biti, zaista to će znati samo oni koji je budu stvarali. Tako. Kad smo već kod jezika, ovom dođuru ni vas ne možemo zaobići, jezik je nešto čime se vi bavite, a dobar prevod je veoma značajan, jer ako prevodilac ne uradi posao kako treba, ni sam pesnik, odnosno pisac, ne bude ni zapažen, a ni shvaćen kako valja. Koje su poteškoće, koje su borbe koje proživljava jedan prevodilac i kako to sve funkcioniše? Šta je teže, poezija, proza? Kako se modifikujete vi u odnosu na tekst? Da, pa uvek se prilagođavam tekstu, prilagođavam se onome što zamišljam da je autor, onako kako ga ja mogu doživeti, odnosno u ovom slučaju ili u drugom slučaju kada je pesnik živi savremeno, onda možete s njim razgovarati i možete ga pitati neke stvari, a dosta toga zavisi od neke subjektivnog doživljaja koji se prenosi. Uživljavanje samo u tekst i uživljavanje u temu i pokušaj da se to sve iskaže na neki što slični način onome koji je original, izvorni. Jel vas nerviraju loši prevodi? Da. I javlja se potreba da sredite. Da, ali jednako me oduševljavaju dobri prevodi. Dobri prevodi su moja hrana, ono što... Bez čega ne bih mogao, ja mislim da ne bih mogao da radim ovaj posao uopšte. Bez tih svijetlih primjera. Svijetlih primjera. Da. Hvala, Đuro. Hvala, takođe. Sad da nastavimo. U pesmi koju sam ja iz nekog razloga izdvojio, iz ratne tematike, da bi mogao dati, se zove. Kasapoc, da. Da, kum su ne. Kasapoc, da. Ну, кум се намеште кантекулом, дека... Која, да би могао дати? Да, имам једно питање, да. Да, касапас, да, да. Покушај да узмогнеш, да себе опростиш. Шта је то што опрашта лирски субјект овде у овој песми? Да, чарка са поц, са јерци. Да, да, да. Încearcă să găsești liniștea, încearcă tu viața mea, unde era, încearcă să te poți ierta eu undeva. Să te poți ierta. Unde sunt neacu zahăr? Aș trebuie să mă pucurau, eu văd. Dar imi ești tu otvără, nu-i? Ova pesma inače mogla se zove i Da bi je mogao dati, ali upravo zahvaljujući našem kontaktu i tome što sam ja pitao je da reč linjište, da li da ga prevedem kao mir ili kao tišinu, jer je moglo biti jedno i drugo, a zapravo je mir. Tako da bi ga mogao dati. Sad, pitanje je... Pitanje je bilo, pokušaj da uzmogneš da sebi oprostiš. Kakav oprost je... Đarka se te jerci. Petine, čefelde, jertare... Kakav oprost je potreban da bi se uopšte živelo? Šta je ono što opraštamo? Čefelde, jertare, desine, je necesară pentru a trăi. Pentru a putea trăi. Asta este ceva ce depinde de la fiecare individ la altul, nu? To je nešto što zavisi od lično, od svakog ponosob. Fiecare are demonii lui. Svako ima svoje demone. Însă cert este că pentru a se produce o evoluție... Sigur nu e tot, da bi došlo do neke evoluție, do neko razvoja. Dacă în chimie e nevoie de un punct de stabilitate. Alchimie?
În chimie. Aha, u chemie e potrebna tačka stabilnosti. Ori stabilitatea asta nu se poate obține decât în momentul în care te accepti pe tine. A do te stabilnosti može doći samo u trenutku kada prihvatiš samog sebe. Din adolescență și până la maturitate și mulți, inclusiv după aceea, majoritatea oamenilor se luptă cu sine. Od mladosti, odnosno od adolescenție do zrelosti, većina ljudi se bori sa sobom. Încercând să se schimbe forțat în anumite sensuri. Pokušavaju na određene načine da se nasilno promene. De obicei pentru a satisface gustul publicului sau a opiniei publice. Obično u svrhu toga da zadovolje neke ukuse javnosti, okoline. Numai că este un soi de alergare în jurul cozii. Alto e neka vrsta trčanja, jurenja za sobstvenim repom. Și atunci iertarea despre care vorbesc în textul ăsta este acceptarea ta cu slăbiciunile tale, astfel încât să poți trece mai departe, dar nu se poate până când nu ești în păcat. Iertarea e de fapt acceptarea ta. Da, taj oprošta je u stvari prihvatanje samog sebe, bez kojeg ne može se ići dalje. În momentul în care te-ai acceptat pe tine și îți cunoști slăbiciunile, de-abia atunci vei putea evolua și vei putea renunța practic la război. Kada prihvatiš sebe i svoje slabosti, tada si tek u poziciji da možeš krenuti dalje i da možeš odustati od rata. Točno. Slažem se. I imat ću još samo dva pitanja, pa neću više. Kada vam treba, riši gada. Da sad pređemo malo na ljubavne pesme. I kod njih postoji jedna podeljenost. Se trećem na Kanteće de dragoste, jeste še akolo on barcire. Jedan svojevrsni ciklus o... Postoje četiri pesme o jednom malom strahu. De ciklu, de patru poeme despre o mika spajma. Pa da vidimo koji su to strahovi i... Să vedem ce spaime sunt pe mijloc. Da, sunt într-adevăr și în ciclul de dragoste, sunt două voci, bine ai observat. Eto, dobro si primetio, a i u ciclusu o ljubavi ima dva ciclusa. Pentru că, așa cum ziceam, poemele astea au fost scrise într-o perioadă îndelungată și, practic, sunt adresate mai multor persoane. I kao što sam već pomenuo, pisane su u jednom dužem vremenskom razdoblju i upućene su različitim osobama. Adică există o parte de poeme de dragoste scrise pe vremea când eram încă căsătorit și sunt altele scrise după divorț. Neke pesme sam pisao dok sam još bio oženjen, a druge su napisane posle razvoda. Mica spaimă este, cred că, cea mai puternică teamă pe care poate să o aibă ceva în momentul în care întrerupe o relație cu care s-a identificat. Mislim da najveći strah onaj da se prekine nešto, da se prekine neki odnos u kojem si se identifikovao, sa kojim si se identifikovao. Și najveći mogući strah, da. Are posibilitatea sau este pus în fața faptului de a începe o nouă relație. I kada si pred trenutkom da biraš novu vezu. Și spaima asta este spaima eșecului pe de-o parte. Taj strah este, jedne strane, strah od neuspeha. Dar pe de altă parte, mai puternic decât atât, este spaima de a nu-i face rău celuilalt. A s druge strane, to je još jači strah da ne naudiš drugome. Este un soi de inhibiție foarte puternică. To je neka vrsta vrlo moćne inhibiție. Și care până la urmă denotă sau ar trebui să denote un soi de asumare.
I označava neku vrstu, ili treba da označava neku vrstu usvajanja. Pentru că dragostea nu se rezumă la relații erotice sau la cuvinte frumoase pe care le schimb cu cineva. Pošto se ljubav ne svodi samo na, na fizičke elemente i na lepe reči koje upućujemo jedni drugima. Și ea este cu adevărat eficientă de-abia atunci când există implicare 100%. I postoje efikasna zaista kada postoji ulaganje sebe 100%. De-abia atunci poate să-ți schimbe viața și să-ți dea liniștea de care era vorba în textul celălalt. Tek tada može da ti promeni život i da ti donese mir o kome smo govorili malopre. Dar implicarea asta 100% întotdeauna vine cu niște riscuri. Ali ta, ta uključenost 100% dolazi sa svojim rizicima. Hvala vam. I još jedno pitanje, kada je srpsko izdanje zbirke u pitanju, da li vam se sviđa? Când e vorba de ediția sârbă, vă place? Îmi place foarte mult desenul de pe copertă. Chiar voiam să vă mulțumesc și să-i mulțumesc graficianului dacă este prin zonă. Îmi place mai mult chiar decât desenul de la ediția românească. Jako mi se dopada, sviđa mi se i ovaj crtež i hteo bih da se zahvalim grafičaru ako je tu negde u blizini i više mi se dopada ilustracija srpskog izdanja nego rumunskog, mislim da je bolje. Mi se pare că e o metaforă perfectă, o inimă submarin dintr-un metal cârpit. Čini mi se da je, da je savršena metafora, no, metalno srce kao submarin? Da, e un submarin asta. A, ca o neca podmornica, da. Și dintr-un metal cârpit, distrus. Od uniștenog i iscrpljenog metala. Pentru că, practic, și poezia mea asta a fost în momentul scrierii sale, în momentul inițial, un soi de sondare interioară, ca și cu ajutorul unui submarin. Ieri, u toku pisanja, pisanje ovih pesama je bilo kao neka vrsta sondiranja uz pomoć podmornice. Kao, da. Drago mi je sad ako neko ima nešto da pita iz publike, slobodno. Ako nema, umesto toga, pošto uglavnom nema, zamolio bih autora da pročita još jednu pesmu, pa da se pozdravimo. Pentru că nimeni nu are întrebări, te-am rugat să ne mai citești un poem. Ok. O să vă citesc chiar primul poem din carte. Poți să vă primul poem din carte. Puteți eventual să împrumutați câte o carte sau să luați și să-l urmăriți în, în traducere. Da, poate eventual, dacă želite da, da pozemite ove knjige prevoda, da, da pratite dok čitam. Prva pesma je pitanje. Toate poemele din cartea asta au câte o poveste. Și pe acestui poem o să vă spun acum. Sve pesme iz ove zbirke imaju neku svoju priču i upravo ću mi ispričati priču o ovoj prvoj pesmi. Este un text pe care l-am scris la moartea unui foarte bun prieten. To je tekst koji sam napisao kada mi umro jedan jako dobar prijatelj. Un băiat de 20 și ceva de ani care a murit de cancer. Dečko od 20 i nešto godina koji je umro od kancera. Din cauza unei lipse de medicamente. Zbog nedostatka ovih lekova. Statul român nu a fost în stare să furnizeze medicamentele necesare bolnavilor săi. Rumunska država nije bila u stanju da isporuči lekove za svoje bolesnike. Și de aici a început toată această revoltă. Odatle krenuo sa ovaj revolt. Plângi, plângi, că o să-ți cumpăr o inimă de plastic, un bypass argintiu și curat, un aparat rentgen în miniatură, un aparat de iradiat cu cobalt în miniatură, un bisturiu neînceput. Plângi, plângi,
Sub temelia casei ascund pentru tine grămezi de pastile de lemn, un delfin, o coadă de elefant, trei potârnic și o gâscă de diamant. Plângi, plângi, cam să-ți dau o mică mască de gaze, un cocktail molotov, o piele ninsă de tigru peticită cu zibelină, un deget tăiat, o mitralieră, un fruct unsuros, o pijama purtată, o ceapă, un picior de maimuță, o labă de rinocer, un sutin mic pictat pe un cercel, o primă nenorocire. Exact. Plângi, plângi, o să mă împrumut peste tot și o să-ți cumpăr o meșă frumoasă din păr de cămilă, un rinichi, un ficat, trei doctori care să te opereze de polipi la colon. Plângi, plângi, te vei îmbolnăvi de cancer, vei mânca ceanură, vei bea ceanură, vei respira ceanură, vei vomita ceanură, vei cumpăra bilete la teatru, la rodeo, la balet, vom merge la operă și la cinema, vei crăpa, inima ta va crăpa. Plângi, plângi, un milion de sicrie în cap în exact 162 de pagini de carte, un milion de morți în cap în exact mintea mea, îi voi cumpăra, o voi cumpăra pentru tine. Plângi, plângi. O să-ți cumpăr un președinte, un parlament, o școală, asfalt pe care să calci. O să-ți cumpăr șosete cu care să calci pe asfalt, cu care să te duci la doctor, în care să-ți miroasă picioarele. O să-ți cumpăr o pajiște numai a ta, în care să crești avioane sălbatice, să îmblânzești moartea. Plângi, plângi. O să-ți cumpăr moartea, ca să te urci pe ea, să o călărești pe ea, să o numești pe ea, să-i spui Mirabel. Hvala vam još jednom što ste došli, hvala Kosminu, hvala Đuri, nadam se da ste uživali, neko nam i plače u publici. Stvarno jeste emotivno. Hvala vam, nadam se da ste zadovoljni i da vam je bilo lepo kao i nama. Vidimo se nekom drugom prilikom. Pozdrav. Pozdrav.